Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi pornim să lucrăm un top de vară. E un top vesel, minunat, grozav, extraordinar, fabulos chiar. Îmi place tare, tare mult ce a ieșit. Este lucrat din pătratul bunicii, modelul clasic, cel mai ușor model de top pe care puteți să-l faceți. Aveți nevoie de 7 astfel de pătrate. Nu e obligatoriu să faceți cum am făcut eu, pătratul acesta clasic. Eu am folosit firele de aici de pe interior, colorate, sunt firele rămase de la mărțișoare, fir de la Peria Everest, iar firul alb este Alize Bella. Se potrivesc firele ca și grosime și textură și am mers struna. Am avut 2 bobine de acestea Bella, dar nu mi-a intrat nici măcar una. Deci 100 de grame de alb și încă 100 de grame de resturi de fire. La alb am avut nevoie mai mult pentru că am făcut și franjuri. Deci nu cântărește 200 de grame fir. 200 de grame, hai să spunem, este făcut pentru mărimea M. Dacă vreți să lucrați un astfel de top, ce trebuie să știți? Deci, vă luați măsura la nivelul bustului, fică-mea la nivelul bustului, la nivelul sânilor, are 96. Și acum, 4 pătrate, trebuie practic în circumferința bustului, pentru că mai sunt încă, sunt și cele de la bază. De 7 de toate, dar 4 pătrate constituie circumferința bustului, pătrate pe diagonală. Deci circumferința bustului împărțit la 4 ne dă diagonala unui pătrat. Da? Ia să vedem. O să pun 24. 24 și cu 24, 48 și cu 48 fac 96. Exact cât are fica mea. Dar măsurați pătratul. Deci, dacă vreți să faceți pentru măsura, ce știu eu, 86 la sâni, da? 86 împărțit la 4 ne dă 21 și un pic. 21 de centimetri. Deci faceți pătrat, lucrați rânduri după rânduri, pentru că modalitatea este asemănătoare la fiecare rând. Și în momentul îl călcați pătratul și măsurați pe diagonală. Când ați obținut 21 pe diagonală, 21, asta înseamnă că e gata, v-ați oprit cu pătratul acela. Și faceți 7 pătrate exact la fel și la final, dacă le veți uni așa cum vă arăt, cum le-am unit eu, puteți să le uniți și în lucru. În momentul când faceți ultimul rând, deci faceți unul dintre pătrate și când îl faceți pe următorul, la ultimul rând, prindeți de pătratul anterior. Am pe canalul meu modalitate de prindere a pătratelor. Eu n-am făcut așa, eu am vrut să le unesc la final. Adică le-a făcut fiica mea, i-am arătat cum se face un pătrat și le-a făcut pe toate 7, adică n-am vrut să o încurc. Am vrut, dacă tot e primul proiect lucrat de ea cap-coadă, am vrut să fiu sigură că iese din prima. Nu mi-a ajuns firul verde, dacă vedeți că pătratul acesta are doar 2 rânduri cu verde, în rest au 3 și l-am pus exact pe mijloc. Deci, de aceea e puțin diferit. Deci doar atât. Fiind din 7 unul diferit, l-am pus exact în mijloc. Arată foarte bine, deci după ce am unit pătratele, am făcut breteluțele. Aici, după mărime, se măsoară, pur și simplu. Și vedeți care e lungimea. Eu vă arăt și vă explic pas cu pas. Și cum se unesc pătratele, cum arată desenul de bază, este foarte, foarte, foarte simplu. Deci 200 de grame de fir, folosiți resturile pe care le aveți, puteți să faceți și cu pătrate diferite, nu e obligatoriu toate să fie exact la fel. Important este să aveți aceeași mărime, adică cele 7 pătrate să fie cu același număr de rânduri și de piciorușe, ca să vă iasă bine. Deci 7 pătrate pentru a crea un astfel de top. Haideți să vă arăt și la spate. La spate, uitați aici, eu am prins un năsturel, dar fiica mea a zis că vrea cu moș și babă. Cu nasturile l-am pus pe dos, ca să nu se vadă nasturile. Puteți să faceți cum credeți voi, sau șnur și legat aici. Acoperă foarte bine și aici la spate, franjurii aceștia. Vă arăt cum se fac franjurii, cum putem să-i tăiem în așa fel încât să dea bine. Totul vă voi arăta, arată foarte, foarte bine, spectaculos chiar. Îmi place, îmi place și mă bucur tare mult că fiica mea și-a creat un top singurică. Eu am lucrat doar bretelele și vă arăt cum se face un pătrat. Și i-am arătat și cum se pun franjurii. Am pus eu vreo câțiva, în rest, singurică și l-a făcut. Dar mi-a permis să fac și tutorial, să pot filma,
să vă bucur și pe voi, așa cum mă bucur eu de creația fiicei mele, care normal că este la început, dar eu sunt sigură că în anumite momente ale vieții, poate când va fi ea mai mare, mai bătrână, mai târziu, sigur va croșeta, pentru că un astfel de microb odată luat, nu mai scap de el niciodată, devine cronic. Și după ce a reușit să-și creeze singurică un astfel, eu sunt sigură că își mai face, își va mai lucra. Nu prea are timp, na, are și un job destul de full time. Bine, dragilor, mulțumesc din tot sufletelul tuturor acelora care lucrează alături de mine, mulțumesc din tot sufletelul celor care au apăsat butonul Alătură-te și care au rămas de alături de mine lună de lună. Apreciez din tot sufletul efortul pe care îl fac pentru a-și arăta aprecierea diferit de restul lumii. Mulțumesc, dragilor, prețioasele mele dragi, mulțumesc de fapt tuturor. Haideți să pornim să facem un top atât de ușor de creat. Atât de ușor. Și începem făcând primul loc de lanț. Și acum 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Unim în primul loc de lanț piciorușa alunecat sau ochi alunecat. Și am creat un cerculeț în care vom lucra 4 grupe de câte 3 piciorușe duble. Prima grupă, 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș dublu și apoi încă 2 piciorușe duble, 1 și încă 1, ce păsi pisica? Nu, am o pisicuță în vizită și se joacă cu un capăt de ață, mi-era teamă să nu ia vreun ghem. Deci am făcut o prima grupă de 3 piciorușe, 2 ochiuri de lanț, acum cea de-a doua grupă, 1, picioruș dublu, deci în cerculeț aici. Și prindem și firul de început, al doilea și al treilea. 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț și mai facem încă 2 grupe. Și după ce am făcut cele 4 grupe, vedeți, una, 2 ochiuri de lanț, a doua, 2 ochiuri de lanț, a treia, 2 ochiuri de lanț, a patra grupă. Am făcut 2 ochiuri de lanț și acum, exact pe mijloc aici deasupra, unim cu piciorul alunecat sau ochi alunecat. Și am terminat un prim rând de la pătratul clasic. Cum trecem la rândul 2? Ne ducem cu piciorul alunecat deasupra următorului picioruș. Cu piciorul alunecat, acestea, practic, unele ochiurile de lanț sunt colțurile pătratului și am ajuns în colț. În fiecare colț vom face câte 2 grupe, de fiecare dată, indiferent de mărimea pătratului. Deci, 3 ochiuri de lanț, încă 2 piciorușe duble, 1 și încă 1, 2 ochiuri de lanț, că suntem în colț, și încă 3 piciorușe duble. Asta la toate pătratele clasice, așa se lucrează. 1 și încă 1. Ce am făcut 2 grupe? Am făcut un colț. Pe laturile pătratului facem un singur ochi de lanț. Deci 2 facem doar în colțuri. Acum din nou suntem în colț. Facem 2 grupe, exact aici. 2 grupe de câte 3 piciorușe cu 2 ochiuri de lanț. Iar pe latură, doar un singur ochi de lanț. Și astfel terminăm rândul, păstrând exact aceeași regulă. Și am ajuns la sfârșitul rândului 2. Vedeți că în fiecare colț am făcut câte 2 grupe. Aici un ochi de lanț, în colțuri câte 2 ochiuri de lanț. Un ochi de lanț, din nou 2 grupe. Am făcut un ochi de lanț și acum unim cu piciorul alunecat, deci pe mijloc. Și la următorul și mă duc până în colț, deși voi tăia un ochi de lanț și ia să vedem dacă am vreun foarfec pe aici în multitudine. Așa, și tăiem firul. Am terminat cu prima culoare. Trecem la culoarea numărul 2 și vom face exact la fel.
Acum, în funcție de mărimea pentru care lucrați un astfel de top sau ce proiect aveți voi, faceți mai multe rânduri sau mai puține. Și voi porni din oricare colț. Scoatem firul. Sunt capete de ascuns într-adevăr la final, dar frumusețea proiectului merită. Am făcut nod și acum vom proceda exact la fel. Deci pornim tot din colț. În colț, exact ca și anterior, vom face două grupe de câte trei piciorușe duble. Prima dată, trei ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu. Al doilea. Al treilea. Am făcut o grupă, două ochiuri de lanț, pentru că suntem în colț. Întotdeauna în colț procedăm așa. Încă trei piciorușe duble. 1. Două, trei, un ochi de lanț, pentru că suntem pe latură, unde avem un singur spațiu aici, pe latură facem o singură grupă, deci facem câte două grupe doar în colțuri. Aici, una singură, trei piciorușe duble. Bun. Un ochi de lanț, acum am ajuns în colț din nou. Fiind în colț, vom face două grupe. Asta e regula la pătrat și îl facem cât de mare ne dorim. Se pot face bluze cu deci două pătrate mari, unul pentru față, unul pentru spate, și asta se reprezinte topul. Două ochiuri de lanț, că suntem în colț, și încă o grupă. Întotdeauna în colțuri se fac două grupe. Explicații pentru dragile de începătoare care își doresc să-și facă lucrușoare frumoase, singure și inedite. Da? Și acum, un ochi de lanț, aici, bineînțeles, pe mijloc, o singură grupă, facem două grupe doar în colțuri. Aici, pe mijloc, câte una. Un ochi de lanț și astfel continuăm și mai facem încă un rând cu galben. Apoi trecem la culoarea verde și la final vom încheia cu alb. Atâtea rânduri am eu nevoie pentru măsura pentru care lucrez în momentul ăsta. Deci, pentru care a lucrat fiica mea, de fapt. Eu am lucrat doar pătratul acesta și îl voi termina eu. În rest e realizarea fetei mele cea mare. Topul nostru avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pătrate. Nu le-am curățat de azi, le voi curăța la final. Deci 7 pătrate. Vedeți că am făcut deci, 2 rânduri cu roșu, 2 rânduri cu galben, 3 rânduri cu verde și 3 rânduri cu alb până la urmă. Și la ultimul pătrat, mi s-a terminat firul verde și nu mai aveam deloc în casă și am făcut doar 2 rânduri și am făcut 4 rânduri cu alb ca să aibă exact aceeași mărime. Dar principiul este același pe care vi l-am arătat. Deci în colțuri făcute câte 2 grupe cu 2 ochiuri de lanț, iar pe latură cu câte un ochi de lanț. Acum, se pot face astfel de topuri în 2 moduri. Adică la ultimul rând prins în timpul lucrului de pătratul celălalt sau prinse la final cum voi face eu. Deci am făcut așa pentru că e mult mai ușor. Faci pătratul și îl depozitezi acolo, nu stai cu toată lucrarea, cu totul după tine. Acum voi faceți cum vă doriți. Cum se așează pătratul? Uitați, aceasta este așezarea finală. Și vom porni și voi prinde aici până aici, deci 2 pătrate, apoi așa, pătratele acestea, apoi mai adaug un pătrat pe latura astălaltă, mai adaug un pătrat pe latura astălaltă, uitați așa, o singură prindere, adică continuă și când am ajuns aici, am terminat. Acum, am terminat, pot lăsa așa sau prinse, adică dacă e să prindem așa, încă pătratul acesta de ăsta de aici. Ca să avem circular tip mai eu, dar fiica mea vrea aici și aici puse 2 șnuri ca să lege la spate. Se gândește că dacă se lasă așa prins, se simte ea mai în siguranță. Eu pot să îl și prind dacă vrea la final, după ce o să fie gata, dacă nu-i convine,
iau croșeta și fac și o ultimă prindere. Nu e niciun fel de problemă. Și la final, după prindere, vom face și două bretele. Asta este tot. Este foarte, foarte ușor, pătratul clasic, foarte, foarte simplu. Le așez în... Deci ăsta cu patru, care e diferit, are patru rânduri cu alb, pentru că am doar două cu verde, îl voi pune, fiind diferit, exact aici pe mijloc. Acesta va. Da? Îl pun pe acesta așa. Și apoi, pătrat aici, pătrat aici. Da? Uitați. Acum, pătrat în partea asta aici, pătrat în partea asta alta aici. Și încă două, unul în dreapta, foarte, foarte simplu. Da? Exact forma asta. Uitați așa. Și pătratul care este puțin diferit, l-am pus pe mijloc. Și acum vom începe și vom prinde la fel cum am făcut când am prins la cardiganul fetei mijlocii. La fel voi prinde, piciorușe scurte, fac un ochi de lanț și iau cele două pătrate, le pun dos pe dos, da? Și prind de aici din colț, prima dată. Hai mai, n-am băgat eu exact cum trebuie. Deci aici și aici. Am agățat un fir. Piciorușa alunecat. De fapt, voi face cu piciorușe scurte. Și acum, primul picioruș din cele trei. Ia, cu piciorul scurt. Al doilea picioruș de aici, al doilea picioruș din spate. Piciorul scurt. Al treilea de aici, al treilea din spate, piciorul scurt. Pe sub ochiul de lanț, piciorul scurt. Și continuăm cu prima prindere și apoi așez pe masă. Prind următoare, fac următoarea prindere. Este foarte, foarte simplu. Vă spun că dacă le așezați, deci după fiecare prindere, așezați pe o suprafață plană, să fiți siguri că așa am făcut greșit. Deci, al treilea de aici și cu al treilea din spate. Și uitați cum vine prinderea. Cred că fac piciorul alunecat. Ia să vedem, că nu-mi place, ceva nu-mi place. Deci primul de aici, primul din partea cealaltă, piciorul și-a alunecat, dar fără să trag, să nu fac foarte strâns. Al doilea, cu al doilea, piciorul și-a alunecat. Al treilea, cu al treilea, piciorul și-a alunecat, pe sub ochiul de lanț și într-o parte și în alta, piciorul și-a alunecat, din nou, primul de aici, primul din spate, al doilea, al doilea, al treilea, cu al treilea. Pe sub ochiul de lanț, nu sărim ca să nu se strângă, da, e mai bine așa, deci cu piciorul alunecat. Și prindem, dragilor, exact cum v-am arătat, mă grăbesc, aș vrea să-l termin în seara asta. E seară la mine, mai stă fata două zile, dar e și o sărbătoare în una din cele două și vreau să plece cu topul gata. A lucrat ea pătratele, dar prinderea eu fac eu. Și uitați, eu zic că nu se vede rău deloc, nu? Cu piciorul alunecat, e bine așa, nu cu piciorul. Da? Și uitați.
Nu, invers vine. Așa. De ce? Pentru că, deci, vin cuprinderea până aici și apoi vin cuprinderea de următoarele două. Ajung aici, prinderea la următoarele două. Deci e pur și simplu o linie continuă. În momentul când am terminat, am prins tot topul. Da? Asta e tot. Foarte, foarte simplu. Îi voi arăta cum să întărească firele acestea cu acu, cum să le prindă bine pe dos. Se va ocupa ea de curățatul, dar după ce fac eu prinderea asta, înainte de a-i face bretelele, se va ocupa de curățarea firelor. Îi voi atribui ei partea aceasta. Continuăm pentru că este foarte ușor.